deosebirea dintre acest grup social-politic și o persoană de rând este că o persoană de rând trebuie să cheltuiască bani să dea statul în judecată pentru o contravenție de genul, în timp ce un simplu ziarist poate fi sancționat cu o amendă pentru un proces verbal. Da. În ultimul timp observăm că s-au format și alianțele politice. După cum era de așteptat, s-a format alianța între PSD, între UNPR și ALDE, s-a format alianța între PNL și PSRO și după cum observăm, din cei trei piloni principali care participă la alegerile locale, Mișcarea Populară a rămas singur reprezentant cu adevărat al ideologiei de centru-dreapta. De aceea credem noi că cetățenii care au ideologie de centru-dreapta își vor îndrepta votul către Mișcarea Populară. Totodată aș dori să vă prezint și câteva proiecte pe care le promovează Mișcarea Populară la nivel național. Și aceea este constituirea Parlamentului dintre este parlamentari și alegeri locale din două tururi de scrutin. În acest sens, Mișcarea Populară chiar a depus niște proiecte de lege din toamnă, dar neavând o majoritate, nu au reușit să treacă de Parlament. Și acum se discută foarte mult pe tema, cel puțin, a alegerilor locale cu două tururi de scrutin. Și am să vă dau un exemplu. Există Academia de Știință ale Securității Naționale, care este secretă, o academie care scoate academicieni și doctori de bandă rulantă. Are un buget de aproximativ 86 de milioane de lei, adică 20 de milioane de euro. Acest buget este egal ca unor instituții precum DNA sau DICOM. Cam atât vă prezint. Aștept întrebări de la dumneavoastră după ce vorbesc colegii. Domnul secretar general, domnul Roșca. Bună ziua. Mă numesc Marian Roșca. Sunt secretar general de circa o săptămână. Până în acel moment dețineam funcția de secretar general al JUP. În perioada asta de la preluarea funcției am reorganizat pentru o mai bună funcționare două birouri de secretariat, unul la Vaslui, unul la Bârlad. Secretariatul de la Vaslui se va ocupa de municipiul Vaslui și comunele arondate în partea din nord a județului, cel de la Bârlad se va ocupa de Bârlad și zona din sud a județului. Vă mai pot spune că până în prezent avem circa 93% din comunele județului în care avem organizații candidați la primării reprezentanți în secții de votare. Iar cele ce au mai rămas până la sfârșitul lunii sperăm să le acoperim. Totodată la Bârlad am făcut o serie de analize, avem o serie de propuneri, chiar am făcut și un mic sondaj și într-un timp cât mai scurt vom avea un candidat viabil pentru funcția de primar al Bârladului. Cam. Mulțumesc. Politică. Și anume, voi începe cu celebra poveste a domnului Dionisie Lefter. Deci vă voi prezenta pe scurt toate etapele comunicării între noi doi și colaborării. Așa, e mult spus a colaborării, dar în sfârșit. Deci, în urma unui sondaj pe care l-am efectuat în rândul colegilor de la Bârlad, s-a ajuns la concluzia că dânsul ar reprezenta o variantă bună pentru primăria Bârlad, din ceea ce cunoșteam. Bine, observăm aici că probabil ne-a trădat puțin lipsa de experiență.
Bun, ne-a și bulversat puțin, suntem și bulversați puțin, pentru că efectiv eu când am intrat în politică, am intrat în partea dreaptă, toată lumea mi-a spus, domnule, uite, stânga, PSD, ăla e dușmanul. Ce observ eu? Observ că numai dreapta dă în noi. Pe cuvânt, adică n-am avut niciun fel de reacție vis-a-vis de cei din stânga. Toate loviturile le-am avut numai din dreapta. De la PDL, dar PNL-ul în principal. Considerând că discutăm cu un om corect, cu un om vertical, cu un om de dreapta, cred că nu ne-a făcut nicio problemă ca după 2-3 săptămâni să-l și validăm. Eu cu domnul Lefter am fost foarte flexibil, în sensul că în momentul în care mi-a propus colaborarea cu tot felul de uniuni, cu tot felul de ONG-uri, bineînțeles, i-am dat dreptul să poarte orice discuție la nivel de Bârlad și eu susținându-l pe tema asta pentru că vedeam lucrurile, n-am văzut nicio hibă în chestia asta. Pe data de 16 ianuarie, chiar i-am trimis, eram la București, la Colegiul Național, chiar i-am trimis SMS și l-am întrebat, domnule, te mai întreb o dată. Candidezi pentru noi? Am SMS, o să vi-l arăt după asta. Și am spus, da, domnule, dar ce, nu sunt serios? Sigur că da. Și atunci l-am validat acolo, pe 16 ianuarie. Pe data de 21, l-am forțat puțin și am zis, băi, omule, uite care e treaba, ori semnez și adeziune, că eu nu pot să merg la domnul Băsescu să-i spun, domnule, uite, susțin un tip care nici nu are adeziune la noi. El m-a plimbat pe mine vreo 3 săptămâni, după aia am înțeles că totul a fost cu dedicație și așa trebuia să se întâmple. Dânsul acum, nu știu, ori e prea naiv ca să creadă că poate manipula mai multe formațiuni pentru a-l susține, indiferent de concluziile care și dispozițiile pe care le avem și noi. De exemplu, eu astăzi și-am spus-o de fapt și întotdeauna, noi nu vom face niciun fel de coaliții. Nu facem coaliții. Dacă altcineva vroia să-l susțină ca și partid, găsisem încă un partid care era de acord să-l susțină pe domnul Lefter, s-ar părea că până la urmă o să candideze acolo, sau cel puțin presa așa îl dă. Da. Astăzi s-a anunțat că candidatul pe Lula Vlădi de Ministrile Tentării. Da. Ieri o anunțat ăla de la Federal. Nu e adevărat, am vorbit cu ăla de la Federal. Da, eu... Era așa de panică. Da, da, da. Marius, panică. Bun, după care miercuri înainte de ședința, joi au avut ei ședința la PNL, încă o dată am discutat cu el să le iau sâmbătă cu mine la București. Deci sâmbăta următoare, pe data de nu știu cât era, a fost 23, ceva de genul ăsta, eu am luat un grup de candidați la București și am prezentat domnului Băsescu. Am prezentat candidatul nostru de la Negrești, chiar apropo să vi-l și indic, este domnul Scafaru Liviu. Scafaru Liviu. De la Negrești. Mi-ești cunoscut. Da. Fica a avut ceva mai mare notorietate. Da. Nu, și domnul Scafaru. Domnul Scafaru este un om de afaceri. Exact, da. Este un om de afaceri din Negrești. E foarte bine văzut. Deci l-am prezentat pe domnul Scafaru. Am prezentat candidatul de la Huș. Am prezentat... Da, da. Trifan Bogdan. Da, da. Aici, nu? Nu, nu a fost. E un băiat tânăr de 30 de ani. De la Vaslui, da, acasă Andrei Marius. Bogdan Trifan, da, la Huș. Am deplasat și candidatul nostru de la Iana, candidatul de la Pogonești, care a obținut la Europa Parlamentare 28%. Am luat numai pe cei... care am considerat că domnul Apostol Mihai și un candidat nou pe care îl avem de la Duda Iepureni, domnul Sandu Vasilache. Deci cu dânsii și așteptam să ne însoțească și domnul
Și domnul Lefter. Dar domnul Sandu Vasilache nu e primar? Nu, nu, nu. Așa. Am discutat, mi-a confirmat că vine, că o să meargă sâmbătă cu mine, am stabilit și modul în care o să ne deplasăm. Joi mă sună și spune, dar știți, eu vin azi pe la Bura, nu puteți să ne întâlnim? Doamne, nu pot, că am ședință de birou județean, l-am făcut-o la Huș, v-am explicat că noi facem, nu facem numai la Vaslui, facem și la Bârla, și la Huș, la Negreș, așa e corect. Nu deplasăm oamenii numai dintr-o anumită zonă, pentru că în momentul în care eram la Bej, primesc un SMS și un telefon de la niște colegi, domnule, știți unde vă este candidatul vostru? Bine, tipul îmi spusese mie, domnule, vin până în Bârla să discut, să fac anumite discuții. Bineînțeles că n-am avut niciun fel de suspiciune. Da. Pe urmă am aflat foarte interesant lucru, că dânsul deja semnase adeziune la PNL. Ce să vă spun? Părerea mea este că astfel de oameni efectiv ne murdăresc și pe noi și oriunde ar merge. Părerea mea este că mi-e milă de dumnealui, în sensul că sigur și-a terminat cariera politică, cel puțin în Bârlad. Adică oriunde s-ar mai prezenta, eu sunt convins că îi umple de penibil și de ridicol pe cei care îl primesc. Nici măcar, cred eu, o formațiune politică nou înființată și disperată de a găsi candidați nu ar trebui să mai primească astfel de indivizi. Bun. Ce să vă spun? Mă miră faptul că un partid ca PNL-ul poate accepta astfel de soluții, pentru că eu am înțeles și cred că și dumneavoastră ați înțeles de fapt care a fost tot jocul ăsta. PNL-ul, pentru că nu avea niciun candidat de prezentat, în disperare de cauză s-a agățat de acest domn Lefter, negândind că va fi compromis în al doua secundă. Păi, dacă ar fi gândit, eu sunt convins că nu poți să-ți permiți să faci astfel de greșeli. Mai ales să discut despre oameni cu experiență, sau cel puțin așa ar fi trebuit. Dar acolo se întâmplă cu totul altceva. Vă spuneam mai devreme că nu mai știu care e dușmanul nostru acum, care e adversarul nostru. Eram obișnuit să privesc spre stânga, acum stânga stă cu minte, făcându-i dreapta treaba în județ. Mă uit și la povestea cu domnul Bichineț. E o arhitectură de politician. N-am cum să... Iar toate discuțiile pe care noi le-am făcut au fost numai provocate tot de dumnealui. În primul rând, pe unde ne plimbam în județ, toți oamenii erau ofertați tot de către oameni de-ai dumnealui să meargă la ALDE la indicația dumnealui. Poftiți? Cine? Da. Noi eram conștienți și că un astfel de mare om n-ar fi încăput într-un partid mic al nostru. Mai ales după o perioadă de iarnă mai vii și balonat, ai tot felul de gaze, nu poți să încapi într-un partid din ăsta. Referitor la chestia cu fata urâtă și cu... Mi-a plăcut asocierea de imagine. Însă, da, într-adevăr, dacă o să fim considerați acele fete mari care nu vor să se mânjească și să stea la aceeași masă cu astfel de oameni, da, credeți-ne că așa se va întâmpla. Sau cel puțin cât vom sta noi. Poate suntem și noi trimiși în altă parte să vină altcineva. Dar cât timp noi avem echipa care o avem, nu o să introducem între noi oameni care să lucreze împotriva a ceea ce fac ceilalți, a ceea ce face echipa.
Discutam și se discuta că, domnule, poate ăștia se bagă în seamă să participe și ei la o masă cu noi, la o coaliție, la o discuție. Nu ne-am propus, nu ne propune și nici nu ne vom propune să stăm la aceeași masă cu astfel de oameni care au demonstrat ori atâta nepricepere, ori dimpotrivă atâtea intenții păguboase pentru județul nostru de am ajuns, de suntem dați exemplu pe toate, pe toate mijloacele ca oameni sălbatici, tâmpiți, săraci, bețivi. Nu, dacă... Și proști, exact. Eu consider că sunt oameni de genul domnului Bichineț și nu vreau să mai pronunț și alte nume, care și-au cam terminat ce au avut de spus. Cred că de acum, în mod sigur, vor apare în politică și oameni care bine intenționați sau măcar neatinși de latura asta mai murdară. Bun, eu atât am avut de precizat, dacă aveți dumneavoastră întrebări. Deci avem o altfel de analiză, în sensul că prima dată, în momentul în care am luat decizia să ne oprim la domnul Lefter, am ales să fie criteriu de departajare notorietatea. Am constatat pe pielea noastră, din păcate, cam usturător, că notorietatea nu e egală cu caracterul și cu ceea ce prezentăm noi că dorim să... Și atunci mai avem un singur mic dubiu între varianta în continuare a unui domn pe care îl cunoașteți cu toții sau unei doamne. Vrem să vedem dacă Bârladu ar fi pregătit să accepte o doamnă. Da. Nu știm. Da. Eu n-am zis că da, dar vrem să vedem și chestia asta dacă... Dar n-aveți nume, nu? Ba, nu, dar n-are rost să dăm numele până nu vedem dacă într-adevăr este... Este în birou... Nu e de la noi. Nu discutăm acum, nu mai discut și nici nu mai vreau să mai am de-a face cu... Iar noi am specificat totuși și în comunicatul de presă. Chiar nu mai acceptăm niciun fel de lider din altă parte. Oamenii obișnuiți, oamenii care vor să facă treabă lângă noi, sunt bineveniți, ușa e deschisă, însă pentru lideri, gata, ne-am săturat, am luat doi exponenți a politicii de dreapta în partid și nu mai știam cum să mai scăpăm de ei și de imaginea lor. Deci dumneavoastră spuneți că v-ați oprit asupra domnului Lefter având garanția din partea dumneavoastră că se va înscrie în partid. Da. S-a scris. Bun, vorbesc din momentul până. Da. S-a scris la sfârșitul lui sau când? Pe 21 are adeziune, da. Totuși, în declarația pe care mi-o dat-o mie în primele zile a lui ianuarie, da? Când am scris articolul așa, el a fost foarte clar. Sunt liberal și rămân liberal. Dacă domnii de la PMP vor să mă susțină, deci el așa s-o declară. Deci primii semnalii le-ați avut de atunci. Asta poate a declarat unei anumite persoane. Bun, haideți să... Am înțeles. Bun. Asta era înainte de a semna adeziunea, corect? Da. Și înainte de întâlnirea de la cafeneaua literară. Da, dar era când deci vă oferi garanția că va veni în PNP. Da. Haideți să vă spun cum stau treburile la astfel de discuții. Dar cafenea, că am auzit și eu că... La Roma. Deci, în momentul... Vă spun imediat. Vă povestesc eu în două cuvinte. În două cuvinte vă povestesc și o să vedeți că lucrurile sunt foarte clare. Deci, în momentul în care... Da. Cine organizează? PMP-ul, sigur că da. Da.
da? Și n-ați invitat toată presa? Păi, dar n-am invitat presă. Eu n-am invitat presă. Deci, nu, nu, deci, aia a fost pur și simplu... O dezbatere între candidatul și ONG-ul și o chestie de socializare, nici de cum o campanie electorală sau... Nu, exact, pur și simplu... Presa au fost anunțate de ONG-uri, de exemplu, mi-a zis Ticu de la Mișcarea de Rezistență. Deci discuția pe care v-am prezentat-o puțin mai devreme și faptul că eu am lăsat și am fost foarte flexibil în impunerea unor anumiți termeni, exact la asta facem referire acum. Dânsul mi-a zis, domnule, uite, ai ceva împotrivă să colaborăm sau să colaborăm și cu partea civică a municipiului? Doamne ferește, zic. Dar, după acea întâlnire s-au transformat lucrurile în altceva. Adică, eu n-am participat, am fost numai și am salutat colegii de acolo și pe toți cei invitați, după care am plecat că mie îmi place munca de teren, mai puțin cea de reflectoare. Și am primit pe urmă reproș că de fapt oamenii veniseră acolo să se asigure că eu le voi da posturi la Consiliul Județean. Deci, domnilor... Care oameni veniseră? Vă dați seama că nu e de bun simț să dau acum... Gata, știu. Deci... Da. Eu nu intru în astfel de mizerii. Am înțeles când am văzut două, trei persoane de acolo care ce va urma să se discute și am preferat să nu... Pe de altă parte îi promisesem domnului Lefter că noi o să-l ajutăm în organizarea acestui eveniment. Și nu puteam să-i refuz acest lucru. Pe de altă parte, nu putem să amestecăm lucrurile. Mie nu-mi place ca lucrurile să fie amestecate. Iar în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, că nu vreau să o evit, deci, atunci când două părți discută, negociază, încearcă să-l convingă pe celălalt că e partenerul care îi se potrivește. Doamne, nu poți să îi impui azi îmi semnez adeziunea. Mai avem încredere și în obrazul celuilalt cu care discuți. Păi eu am avut încredere, da, și eu, din punctul meu de vedere, eu... Dacă ați fi citit cu atenție declarația lui, ați fi dat mai mult, dar bine, candidat. Bun, haideți să vă spun de ce. Haideți să vă spun atunci foarte clar. Deci exact așa s-o-i. Da, haideți să vă spun foarte clar de ce a trimis mesajul ăsta. Nu e elegant din partea mea. În momentul în care am făcut primele discuții cu el, mi-a zis așa, zice, domnule, lasă-mă să nu plec acum din PNL. Vreau să mai rup de acolo, că eu mai am oameni acolo și așteaptă. Dacă plec imediat, o să spună că sunt traseist. Dacă nu plec imediat, o să înțeleagă că eu mi-am cerut acolo posibilitatea să candidez la primărie, dar nu mi-au dat-o. Am înțeles-o, se justifică, are oarecare logică și de aia am acceptat să mai stăm și eu o săptămână, două, să mai dansăm împreună până. Iar eu știu că așa se întâmpla pe vremea noastră. Mai întâi ce e fata la cofetărie, la film, după aia urmau altele. Nu? Și încă mai, cred că mai există. Dacă în politică fetele mari o iau bine din jos. Am înțeles. Și dreapta despre care spuneți dumneavoastră că vă robește, de fapt este tot stânga domnului Garete. Să vă robește stânga cu mâna dreaptă, în care are mai multe degete. Știți că vorba aia ține puneți mine de pe chineți care e cu... făcut atâtea matrapazlături cu buzatul și s-au rotit pe la conducerea Consiliului Județean. Haideți, vă rog. Sau de Dan Marian. Vă rog. Dan Marian trage toate sporele. Uite așa,
Cocuzatul. Și să mai era de la deci, nu vedeți ce cum îți stă să rămân. Întrebare, face toată treaba. Dar vreau să vă întreb altceva. Ați spus că nu faceți nicio alianță. Da, corect. În condițiile în care deja campania electorală e furat startul clar de la bun început, cât mai aveți când să așteptați să mergeți singuri la pierderi? Doamna Cezara. Pentru că vă spun ceva, bâlădenii n-au alternativă la stânga. Nu. Ce alternativă le oferiți dumneavoastră? Vrea ca are același referent? Haideți că vă răspund. Nu, nu, nu. Să avem un candidat unic și fiecare îl vrea pe al lui, știi? Să ne unim și să avem un candidat unic, dar fiecare îl vrea nu. Deci mesajul președintelui nostru, a domnului Băsescu, zic eu că a fost foarte clar și anume suntem un partid nou, oameni noi, vrem să vedem exact ce reprezentăm, nu să ne păcălim făcând tot felul de coaliții. Suntem un partid noi, aveți un nume nou, da. Dar pe cine cunoașteți dumneavoastră de fiecare dată când ați venit pe aici sau la... Ați spus că domnul Băsescu a spus referindu-se la PMP, da, da, da. În general, da, da, da. Da, da. Aici. Păi, cum poți să-ți faci o notă despre capacitatea unor organizații dacă nu mergând la luptă singuri? Dacă faci coaliții cu tot felul de partide fantomă sau mergând la remorca unui partid mai mare, ai să reprezinți vreodată ceva? Din punctul meu de vedere personal vă spun că eu nu înțeleg partide de genul UNPR, PC, care tot timpul fac numai coaliții, n-au nicio identitate, tot timpul merg ori la trena lui PSD-ului, ori la trena PNL-ului. Asta înseamnă că ai fost vreodată partid? Nu, eu altceva m-am întrebat. Păi, despre asta eu... Nu m-am trazis cu partidul nou. PMP nu e un partid nou. Doamne, PMP-ul e un partid nou atât timp cât se poate demonstra că ceea ce declarăm și anume că 85%, aproximativ 85% din oamenii noștri sunt oameni noi. Și sunt oameni noi, cel puțin, iar eu ce vorbesc, vorbesc din perspectiva Vasluiului. Noi ne permitem și știu că e un gest sinucigaș, pare un gest sinucigaș, că te duci cu tineri, te duci cu persoane fără notorietate. Dar odată și odată, hai să mai schimbăm și persoanele care știm de 26 de ani. Atunci, cine mai surprinde că rămânem tot un județ care merge numai jos? Suntem izolați, uitați, suntem izolați, nu suntem prinși nici pe următorii 50 de ani să existăm ca și zonă. Suntem izolați și suntem sortiți să rămânem ca zona, știu eu, fosta de minerit. Iar v-am spus, când spun de un partid nou, la asta mă refer. Iar ceea ce prezentăm noi electoratului, chiar nu cred că poate fi discutat și contestat, că nu venim cu oameni noi. Când prezentați numele candidatului? Aș putea să vi-l prezint și azi, domnul Arnăutu. Ați putea, dar nu vreți. Dar nu că nu vreau. V-am spus, vreau să mai văd câteva zile dacă într-adevăr putem... Suntem pregătiți să facem un pas din ăsta. A, ce naiba? Cred că știți și dumneavoastră, știi toată lumea ce variante avem și... Eu dar, nu știu. Dar e... Ei, și o perspectivă vis-a-vis de organizația județeană, cum suntem, unde suntem ca și organizare, ca și finalizare. Dar Consiliul Județean mergeți tot... Cine intră de liste la Consiliul Județean? N-am făcut lista, cum n-am făcut-o nici la municipii, nici la... Adică nu i-am etapizat pe numere. Pur și simplu i-am pus în ordine alfabetică și am lăsat lupta deschisă până la sfârșitul perioadei. Pentru că dacă așezăm acum primele 3-4 poziții, mai restul probabil degeaba mai muncesc.
nu? Sau cei 3-4 poate să culce liniștiți că sunt pe primele 3 poziții, nu? Nu, și nu e corect. Cât sunt membrii aveți la nivel de organizație județeană? Nu știu, în domnul... În jur de 5.311 membri. Doar județul? 5.000 pe județ? A, dai simplu, gândiți-vă la 86 de organizații, fiecare organizație... Vă putem spune mai exact în următoarea... Bârladu, Vasluiu, Hușu și Negreștiu au aproximativ 4-500. Fiecare? Da. Bârladu cât are? 500? Bârladu, făcuse domnul minciună, cât spunea? Mai sunt încă o serie de adesiuni de băgat în baza de date. În fine, un calcul exact îl putem da în circa o săptămână. Nu, dar nu este. Aici, în jurul cifrei de 500, doamnă, și Bârladu și Vaslui. La Hoș, în jur de 400 și ceva, Negreștiu de-abia e, dar ne-a garantat că în maxim două săptămâni omul ăla ne aduce și eu la 3-400 de adeziuni. E un tip cunoscut, e un tip care dezvoltă afacerea acolo. Alte întrebări, dacă... Ați vorbit cu domnul Lefteru Pasta? Nu. De bun simț ar fi fost să mă sune dumnealui. L-a rugat pe purtătorul dumnealui de cuvânt să mă caute. A, da, purtătorul. Da. Cine? Păi, prin altcineva, tot un penelist. Prin altă... Da. Nu fac eu discuții cu... Nu. Nu. Dar nu se înțeleg. Nu știu ce eu făcut lui Bogdan. Nu știu ce eu făcut lui Bogdan când era director acolo, că ăsta n-are mamă și tată. Lefter. Ăsta pentru... Da, acolo când, eu știu că acolo când a fost... S-au luat atacat atunci când soția lui Bogdan a câștigat un post de... ce e? Director medical. Nu medical, director de îngrijire. Ei, și atunci Lefter i-a contestat calificarea și pregătirea doamnei Sârbu. Și de atunci cred... Și medical a fost Bogdan atunci. Da, da, acum când... Când l-a dat... Cristina anul trecut. Da. Păi ce calitate e Lefter? Ei, da, el are toate calitățile. Și unde, la tine? Nu mai știu unde. Eu așa am auzit. Da. Nu. Da, nu, despre el, de regulă... Deci recent? Despre... Chiar nu se înțeleg, nu știam. A, și asta, vă spuneam că persoana, prietenul și confidentul dumnealui ne-au căutat de câteva ori să mai facem întâlniri, să mi se explice... Da, gata, că așa mă caută pe mine, da. Da. Ne-au căutat Marius, el. Marius, nici măcar un minimum de bun simț să-mi dea un telefon, să încerce măcar să-și explice gestul. Păi, haideți să vă mai spun ceva, că am uitat să vedeți cât de, nu știu, mici pot fi unii oameni care îi vedem și îi credem noi mari. Deci în momentul în care mi-a cerut acordul să colaboreze cu o anumită uniune sau grup civic, mai mult mi-a zis, zice, domnule, n-avem unde să ne întâlnim. Și zic, domnule, veniți, domnule, aici, domnule. Vă primesc în casă la mine. Uite, dimineața noi nu avem program, noi avem după noi. Dimineața veniți voi și faceți-vă treaba. După care, știți ce îmi face la câteva zile? Zic, da, faceți-ne și la 7 acolo. Bă, dar voi v-ați stâmpit? Păi eu te chem la mine în casă, te primesc la mine în casă și după aceea tu îmi ceri să-ți fac acte? Cine a cerut asta? El. Că se fac acte unii ca să poată înființa. Nu, domnul Lefter. Deci... Ca să vedeți cât de bine am fost intenționați noi și cât de corect cred eu că suntem. Și uite... Exact, mai mult de atât cred că e...
Ai gata. Da, da. Pentru că acea societate... De ce n-ai invitat? Doamne. Nu, cât de naiv. Dacă eu... Dacă ați putut crede că... Și întrebarea asta trebuia să o pună pe gândul. Bun, ați acceptat, bravo. Dar vă trebuia să-mi pun, băi, ce face asta cu mine? Vine să vede de-asta. Asta a fost după ce avea adeziunile semnate, după ce început să câteva întâlniri pe aici, nu... Cu toate că nu era o idee rea ce vroia să dezvolte dânsul, dacă era corect. Se chinuie de mult să dezvolte închetea asta. Inițial a spus ca tezi independent, susținut de societatea civilă, totuși la mișcarea de rezistență, la Bugești, a zis că va fi reprezentantul mișcării, după aia s-a sfârșit. Numai că, din păcate, deci, acum... Nu mai că... 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 Nu mai că, uite, Dan Marian l-a nășit acum așa de bine, încât sigur nu mai iar poate să mai... Colezi. Nu, dar și pierde... Ieri am vorbit eu cu domnul Lefter, că am și scris astăzi un articol referitor la chestiunea asta. El e foarte sigur că asta este... Vă referiți la faptul că Dan Marian și-o făcut declarații referitoare la Boruș, nu? Nu, și, nu numai declarațiile, și faptul că este singurul care s-a opus în ședința de atunci validării candidaturii domnului Lefter. A fost singurul care s-a opus? Da, adică... el și oamenii lui. Da, el și oamenii lui. Dar două părți, una s-a opus. Clar nu se putea opune. Păi, dacă ar fi fost o soluție cât de cât acceptabilă, eu așa cred că așa au fost înțelegerile și a PDL-ul la Vaslui, organizația, și spune candidat, la Bârlad își pune PNL-ul. Dacă la PNL te duci cu o catastrofă de genul Lefter, să fii nebun să-l lași să explodeze asta mai departe la București. Colegii lui, din păcate, n-au înțeles că asta o să le explodeze în față. Cred că s-a și demonstrat. Dar Marian și-a rezolvat problema. Domnul Lefter, eu îi transmit prin dumneavoastră, că altfel personal nu cred că mai pot să mai am vreo discuție. Da, și numărul de telefon. Dar de regulă port discuții cu oamenii pe care îi respect, cu catastrofe de astea nouă. Din păcate, el nu conștientizează că anumite părți din societatea civilă, din ONG-uri, nu-l susțin fără anumite avantaje pe care, din poziția de independent, nu o să poată niciodată să le ofere. Haideți, domnule, că oamenii vin pe funcții, vor pe funcții, vor pe avantaje, nu-ți vine nimeni degeaba, mai ales dacă vor fi reprezentați de oameni compromiși. Și noi vă mulțumim. Da, imediat, în câteva zile. Da, de surprins nu cred că o să vă surprindem. De ce? Tot domnul Minciună? S-ar putea, nu știu. V-am spus că de regulă suntem consecvenți și atât timp cât nu apare și nu mai avem încredere că mai putem lua decizii corecte pe ultima 100 de metri. Și nu mai avem timp nici de testări.